Deci este domnul Nicolae Ciucă omul, persoana capabilă să treacă România de această etapă dificilă. Avem criză politică, criză sanitară, criză economică. Asta, sigur, prioritatea zero este într-adevăr stoparea pandemiei, mă rog, încetinirea transmiterii virusului, care în acest moment e practic, pare practic scăpată sub control, așa o văd eu. Și eu vă spun sincer că sunt speriat să văd modul în care autoritățile acum gestionează această situație. Este un haos de îndescris. Pare că nimeni nu face nimic. Vorbim de aceste restricții, l-am auzit pe domnul președinte că e o urgență, dar restricțiile vin peste 3 zile. De ce de se iau peste luni, de ce de luni și nu de astăzi trebuia să se întâmple, dacă situația este atât și este extrem de gravă? N-am înțeles categoric că domnul Ciucă are premizele, având în vedere formația sa militară, și aici practic pot să asimilez starea în care suntem cu o stare de război. Categoric, da, pentru că am văzut la Ministerul Sănătății, cel puțin cât timp acest minister a fost condus de doamna Mihăilă, a fost un dezastru. E inadmisibil ca în timpul mandatului tău de ministru să nu achiziționezi medicamente elementare pentru pregătirea valului 4. E până la urmă o decizie criminală ce a făcut doamna Mihăilă. Ca atare, într-adevăr, o mână de fier, practic, până la urmă, zic neimplicată politic, pentru că domnul Ciucă a apărut acum în viața politică. Cred că poate face lucrul ăsta, poate fi o opțiune din tot ceea ce poate scoate astăzi pe masă PNL. Până la urmă nu este opțiunea PNL, este opțiunea președintelui Klaus Iohannis, și a mai exprimat-o și cu alte ocazii. Sigur, sunt supărări mari în PNL, n-am nicio îndoială. Am văzut că până ieri toți din PNL spuneau că merg cu câțu până în pânzele albe. Până la urmă... Și-au schimbat părerea? Nu și-au schimbat-o. Le-a schimbat-o președintele Iohannis, că n-au avut ei acolo vreo părere. Înțeleg în legătură... că s-a dat și un vot și chiar Florin Câțu ar fi propus. Haideți, doamna Angheluș, adică domnul Câțu încearcă să ne subestimeze așa minima inteligență. Domnia sa a spus până ultima clipă că partidul îl susține ca prim-ministru. Sigur, sub nicio formă Partidul Social Democrat nu ar fi votat un guvern condus de Florin Câțu. Dar mai e ceva, și lucru de care nu mă îndoiesc, lucru pe care l-a și spus președintele Marcel Ciolacu când a invitat toate forțele politice să stăm la masă, să discutăm despre ceea ce trebuie făcut în perioada imediat următoare. Noi punem pe masă cele 10 măsuri pe care credem că trebuie să le ia orice guvern, indiferent de culoarea politică, ca să trecem de această perioadă extrem de grea. Cred că România n-a fost niciodată, dar niciodată în această perioadă, să traverseze o asemenea perioadă în care avem această criză sanitară fără precedent, dublată de o criză economică fără precedent, pentru că dincolo de scăderea veniturilor populației, asta mulțumită între ghilimele domnului Câțu, avem și această criză socială datorată creșterii fără precedent a prețurilor energie electrică și gaze, iar aici guvernul trebuie să facă eforturi deosebite ca să poată să compenseze plata acestor facturi. Aici... Deci vreți să-mi spuneți că nu simțiți bunăstarea anunțată de Florin Câțu? Păi dumneavoastră simțiți? Sau vreau, îi invit pe toți cei care ne urmăresc astăzi și nu sunt puțin categoric, să spună dacă resimt această bunăstare. Domnul Cățu, în lumea lui, o simți el bunăstarea. Întotdeauna el a fost în lumea lui, n-a avut o legătură cu realitatea. Aduceți-vă aminte cum tot anunța că românii trăiesc din ce în ce mai bine și așa mai departe. Dar slavă Domnului că domnul Cățu este istorie, nu mai are pârghile guvernării, și sper din suflet să trecem peste această iarnă și să revenim la popor, la votul popular,
să decidă oamenii cine să-i guverneze pe o perioadă, e adevărat, de 4 ani, o perioadă în care să avem o stabilitate. Dacă oamenii au fost mulțumiți de cum a guvernat domnul Câțu, va alege. Dacă nu, eu cred că trebuie o altă majoritate parlamentară care să rezulte din votul oamenilor, să avem cu adevărat un guvern stabil. Guvernul Ciucă nu va fi niciodată un guvern stabil. Eu nu cred că PSD își va permite să susțină așa sine die acest guvern monocolor cum văd că se intenționează a se face. Eu nu știu dacă va fi așa sau nu, PNL-UDMR. Dar vă asigur că PSD nu și-a pierdut mințile și nu va vota, nu va susține timp de 3 ani de zile acest guvern minoritar.